Principala atracție turistică și spirituală din localitatea Buia de Jos este mănăstirea Ciocanu. Sute de turiști ajung aici la sfârșit de săptămână, fie vară, fie iarnă. Administrația locală s-a îngrijit ca acest drum să fie practicabil și pentru autoturisme. În acest sens, din bugetul local, s-a reușit asfaltarea într-o primă fază a 600 de metri de drum, s-a continuat cu încă 550 de metri, cu bani din fonduri europene, iar anul acesta s-a reușit prin Programul Național de Investiții, Angel Salini, să se obțină finanțare pentru continuarea drumului cu asfalt până la poarta mănăstirii. Drumul de la mănăstire, după cum știți, o parte, circa 600 de metri, a fost construit, amenajat cu covor asfaltic din fonduri locale, bugetul local, iar 511 metri a fost realizat din fonduri europene, prin Cerfir Târgoviște, a fost finalizat anul trecut. Ce pot să spun, și sperăm să finalizăm, să începem investiția anul acesta, prin Angel Salini, prin programul Angel Salini, ni s-a repartizat o sumă de circa 11.870.000 de lei pentru modernizarea 5 drumuri, printre care și drumul Ciocanu pe lungime de 901 metri pătrați, metri liniari, așa, care se prevede cu covor asfaltic și regularizare de șanțuri până în dreptul mănăstirii de la Ciocanu. Până la mănăstire. Deci, în condițiile acestea putem asigura accesul, dacă se finalizează, în condiții normale pe covor asfaltic. Până la sfârșitul acestui an, lucrarea va fi finalizată, iar cei care doresc să parcurgă cu autoturismul drumul până la mănăstirea Ciocanu o pot face în condiții bune.